Complexul multifuncțional Arena Chișinău ar fi cu mult mai potrivit pentru a găzdui pacienții suspecți de COVID-19. Arena are o capacitate de peste 1000 de paturi, 10 de toalete și dușuri, inclusiv accesibile pentru invalizi. Cel puțin asta susțin deputații grupului parlamentar Pro-Moldova, care au venit cu argumente în defavoarea centrului Moldexpo, propus de autorități în acest sens. Într-o postare pe o rețea de socializare, Pro-Moldova argumentează că Arena Chișinău are un spațiu de 8.000 de metri pătrați, comparativ cu cei 5.000 de metri pătrați ai centrului expozițional Moldexpo. Mai mult, acolo pot fi amenajate spații de lucru separate pentru medici, spații de cazare și recreere pentru lucrătorii medicali, bucătării și cafetării, dar și birouri. Parlamentarii menționează că Arena Chișinău dispune și de sistem de ventilare performant. De asemenea, un lucru extrem de important este faptul că această clădire este izolată de capitală și are peste 1000 de locuri de parcare, se mai arată în postare. Prin comparație, în cadrul centrului Moldexpo pot fi amenajate maximum 700 de paturi, așa cum au anunțat autoritățile. Grupul parlamentar consideră că cifra este exagerată și asta pentru că nu s-a luat în calcul organizarea spațiilor de primire, de amenajare a echipamentelor, medicamentelor sau spațiul pentru lucrătorii medicali. De asemenea, acolo nu există dușuri, iar sistemul de ventilare este învechit. Unde mai pui că centrul se află într-o zonă rezidențială cu mii de case și apartamente în preajmă? Deputații se întreabă de ce guvernul nu a luat în calcul aceste detalii și nu vrea să transforme Arena Chișinău în centru de triere pentru suspecții de COVID-19. Am încercat să aflăm de la consilierul premierului Ion Chicu, Vitalie Dragancea, dacă executivul a analizat aceste detalii, însă acesta nu a răspuns la apelurile noastre.